aproape o lună de la derularea activităților în această formă, am demarat un studiu pentru a înțelege mai bine cum ne simțim toți și ce nevoie de suport au colegii în această situație. Am ales de data aceasta un design mixt, cu întrebări închise și întrebări deschise și cu un chestionar bazat pe modelul de acceptare al tehnologiei, pe care o să-l vedeți, cu două subscale, scală de utilitate și scală de percepție a dificultății de utilizare a tehnologiei respective. Chestionarul de opinie avea 3 întrebări deschise și 23 de întrebări cu răspunsuri la alegere cu multiple subdimensiuni. Sunt foarte multe date colectate. Raportul pe care domnul prorector îl va primi în curând are 40 de pagini fără anexe, deci este unul care are foarte multe date. Nu voi transpune aici, nu avem... Eu știu spațiu să prezint toate datele, dar voi răspunde la întrebări dacă acestea merg spre date care nu le prezint. Bun, a fost pe lângă identificarea nevoilor reale pe care le au colegii, ne-a interesat foarte mult să vedem și ce practici didactice au adoptat, de aceea întrebările deschise au fost plasate intenționat la începutul chestionarului, pentru că ne doream ca omul să aibă, sau mă rog, colegul în momentul în care intră, să aibă o deschidere mai mare spre a răspunde întrebărilor. S-a întâmplat într-o oarecare măsură chestia aceasta, o să vedeți imediat. Acolo unde avem la chestionarul bazat pe modelul de acceptare a tehnologiei, răspunsurile sunt pe acest tip de scală Likert 1-5, în rest avem răspunsuri în care avem 4 sau, mă rog, da, nu, sau alte variante de răspuns sau deschise la chestionarul de opinie. Câți participanți am avut? De la nivelul Universității de Vest din Timișoara, raportându-ne la titular, spre titulare a mers chestionarul, am avut o rată de răspuns de 52% raportat la titulari. Trebuie să luăm în calcul însă că nu toți titularii au ore în semestru, sunt colegi, chiar și eu, din departament, care nu au ore în acest semestru și atunci nu aveau cum să răspundă, nu aveau de ce să răspundă. E adevărat că nu avem rata aceasta nu am verificat-o exact. Raportându-mă la cele 11 facultăți plus departamentul de pregătire a personalului didactic, practic cele 12 entități academice din UVT care au activități academice, rata de răspuns, proporția de răspuns între titulari merge de la 35% până la 75% pe diferite facultăți. N-am prezentat-o aici, s-a apărut un detaliu, dar pe care trebuie să-l spun totuși oral. Bun, am avut 5 mari dimensiuni care ne-au interesat cu diferite întrebări în interior. Suportul instituțional, am vrut să vedem cum este perceput acest suport instituțional. Principalele nevoi resimțite de cadrele didactice, abordări didactice pe care le au colegii, relația cu studenții și intenții pentru viitor, le-am numit noi atunci când am aplicat acel chestionar bazat pe TAM. Deci, imediat să-mi închid, mi se suprapun aici mai multe chestii și nu văd eu. Iată o primă parte în care vroiam să vedem de unde vine preponderent suportul pe care l-au simțit colegii în această perioadă și vedem că, iată, colaborarea, ceea ce ne bucură foarte mult între colegi, a fost cumva pe primul plan. Dacă mergem mai departe însă și analizăm elementele de suport instituțional, pur și simplu, ceea ce înseamnă echipa de suport, serviciul IT, directorul departamentului, ajungem la o proporție cumva de 40%, deci aceste elemente de suport instituțional au fost accesate într-o proporție foarte mare. Trebuie să spunem însă că am avut întrebări legate și de exact de ce a fost cel mai util dintre elementele pe care noi le-am pus și atunci, ca elemente de suport instituțional, s-a accesat foarte mult, cum era de așteptat,
ești linkul către pagina cu resursele UVT puse la dispoziție, iar aici Google Meet și Google Classroom au fost cele mai accesate. Întotdeauna în josul imaginii veți vedea scala de răspuns, ca să puteți să faceți, și n-am să mai fac eu referire la ea, faceți legătura cu răspunsurile. Trebuie să spun că am întrebat să vedem dacă acest răspuns prompt sau a fost prompt sau nu de la, din partea de suport instituțional, și întotdeauna într-o foarte mare proporție, nici nu am mai pus-o aici pentru că aveam un slide de fapt cu un singur turn, să spunem așa, răspunsurile din partea aceasta sau pentru suportul instituțional din partea colegilor de la IT au fost pozitive din punct de vedere al calității și al promptitudinii care s-au întâmplat. Dacă mergem mai departe, pentru proiectare și organizarea cursurilor și seminarelor la distanță v-a fost de ajutor, și aici aș puncta doar cele trei mari care iasă în evidență. Au fost mult mai multe, nu le-am pus pe toate pe slide aici. Așa cum vă spuneam anterior, resursele pentru Google Meet, Google Classroom și încercările anterioare ale colegilor de a introduce TIC în activitatea didactică au fost principalele resurse.